Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ionuț Manta, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Sâmbătă va începe balul și în Liga a doua. Iată, fotbalul din Liga Secundă va începe așadar micul retur, ca să spunem așa, dar și play-off-ul și play-out-ul. Acolo se va da bătălia pentru promovarea în Liga 1, dar și lupta pentru evitarea retrogradării. Vă vorbi astăzi cu invitatul meu de astăzi, domnul Dumitru Olteanu, președintele CSM Mioveni, căruia mulțumesc pentru Repriza de Sport. Bună ziua, domn președinte! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Gata cu pregătirea, lungă pregătire a fost în această perioadă. Într-adevăr, a fost o pregătire destul de lungă, dar normală, benefică pentru perioada ce va urma. Începând cu 12 ianuarie, noi ne-am reunit, să spunem așa, și a urmat toată această perioadă cu pregătirea în localitate. După aceea, la 1 februarie până pe data de 14 februarie, canturamentul de la Cheile Grădiștei, revenirea în localitate, meciurile amicale și iată-ne înaintea primei etape care va avea loc sâmbătă. A fost o perioadă lungă de pregătire, băieții au mers și la munte. Cum ați analizat dumneavoastră această perioadă? Cum stăm la capitolul achiziții și dacă suntem pregătiți pentru retur? În mod normal trebuie să fim pregătiți. Toată această perioadă s-a lucrat și s-a muncit pentru a fi, să zicem, sâmbătă, cât mai aproape de vârful de formă. Se spune că vârful de formă se atinge cu primele trei etape. Sperăm să fim cât mai aproape și iar sâmbătă să facem un meci bun cu Oltul și să-l câștigăm. Ce pot să vă spun despre această perioadă? Cum am zis, ne-am reunit pe 12 ianuarie, a urmat o pregătire în localitate, la Mioveni, în cantonamentul nostru de la grupul școlar. S-a făcut prima parte a acumulărilor fizice, după aceea plecarea la cantonamentul centralizat de la Cheile Grădiștei, unde echipa a avut condiții deosebite, atât de cazare, masă, cât și condiții pentru pregătirea tehnico-tactică, dar și fizică. Au fost și câteva jocuri amicale acolo. Ați avut și o serie așa cu, ne-ați obișnuit cu 5-0? Da, ce se întâmplă? Vedeți, au fost trei meciuri câștigate cu 5-0, toate trei desfășurate pe zăpadă, băieții se simt bine pe zăpadă, dar ele nu sunt în total edificatoare, pentru că una este să joci pe iarbă și una este pe zăpadă. S-a și văzut, după ce am venit din cantonament, am făcut un 0-0 cu Turma Gurele, pe un teren greu, pe noroi, și jocul nu a fost așa strălucit ca în cele trei meciuri câștigate cu 5-0. Să spunem că a fost și vina terenului, dar, cum am spus și la băieți, toată lumea a jucat pe același teren, atât cu noi cât și oaspeții. Dar sâmbătă, în ultimul test, în meciul cu Buzău, echipa s-a prezentat bine, am câștigat cu 2-0 pe un teren foarte bun, un teren de iarbă, la Curtea de Argeș, dacă am ajuns să jucăm și acolo. După cum știți, în această perioadă este foarte greu să găsești un teren de iarbă. Una este să te pregătești pe sintetic și să joci primul meci pe iarbă și alta este să joci amicalele și perioada de pregătire pe iarbă și să debutezi tot pe iarbă. Una peste alta, o perioadă benefică în care jucătorii au acumulat și sper ca roadele să se vadă în acest retur de campionat. Cum se simt băieții după această perioadă lungă de pregătire și cum se știe fotbaliștii? Reclamă așa un pic această perioadă de iarnă, e cea mai dificilă perioadă de pregătire. Da, într-adevăr, se spune că perioada de iarnă este cea mai dificilă pentru sportivi și în speță pentru fotbaliști, dar în această perioadă se acumulează, se încarcă bateriile, se acumulează și astfel, în primăvară, meciurile oficiale îi pot da un randament corespunzător. Îi simți așa cu un dor de meciuri oficiale? Într-adevăr, da. Am văzut sâmbătă pe iarbă, pe un teren bun, le sunt dornici să joace teren bun și mai ales să joace meciuri cu miză. Pentru că totuși este o diferență între meciurile amicale și meciurile oficiale. Altfel abordezi un meci amical și altfel un meci oficial. Așadar, să vorbim un pic de partida de sâmbătă. Era programată să se dispute la Alba, da? M-ați întrebat de achiziții, ca să nu sărim, da. Și de ce, după cum
știți, probabil s-a mai scris în presă, e normal în perioada de iarnă, unii dintre jucătorii care nu au dat randamentul corespunzător pleacă, vin alții. Asta e legea firii și legea fotbalului. Ne-am despărțit de o serie de jucători pe care antrenorul Claudiu Niclescu a considerat că nu ne poate ajuta în această perioadă, n-au dat randamentul la care s-a aștepta de la ei în turul de campionat. Este vorba de Cotică, de Dragalina, de Bălan și Răzvan Greu. S-au reziliat contractele cu ei, sunt pe la altă echipă și le doresc succes în activitatea lor. Am adus câțiva jucătorii care au demonstrat în aceste meciuri amicale că într-adevăr sunt jucătorii care ne vor ajuta în perioada următoare. Se vorba de fundașul central Cucui, de mijlocașii Todea și Honciu și încă doi jucători de bandă, Lupu și Ursu. Ursu, un jucător foarte talentat, care a și marcat și o să-l vedeți, este și sub 21 de ani, aduce ceva din Jean Barbu. E stilul lui Jean Barbu, un jucător fițos care driblează și trage foarte bine. Sunteți mulțumit de această campanie? Știu că oricum la campaniile de transferări care sunt în această perioadă sunt un pic mai dificile, jucătorii sunt sub contract, mulți dintre ei. Ați reușit, eu știu, sunteți mulțumit dumneavoastră de... Da, într-adevăr, este foarte greu să aduci jucători buni, pentru că marea majoritate e sub contract, așa cum am spus, dar găsești, îți umpli golurile care le ai în echipă și eu spun că, din ce am văzut la ei, sunt jucători foarte buni toți care i-am adus. Sper să și confirme și să rămână la Mioveni. Oricum, toți acești jucători au fost și la, eu știu, îndemnul antrenorului principal, nu? Adică și... E normal. Nu aducem un jucător fără să ne consultăm cu antrenorul. El ne spune punctele slabe care le are în cadrul echipei. Avem... E și normal, în baza de date, mai mulți jucători, să-i urmărim, îi spunem două, trei variante și de comun acord cădem asupra jucătorilor care trebuie să aduci. Deci niciun jucător nu este adus, să spunem așa, peste capul antrenorului, că nu e niciun lucru normal. Noastră aveți acum o mare experiență în ceea ce privește și aceste transferuri, v-ați ocupat de atâtea transferuri. A fost, eu știu, și un pic mai ușor pentru că sunt multe probleme la alte echipe și ați putut alege și de la alte echipe, știm atâtea echipe care au anunțat că se vor retrage, nu vor mai participa în sezonul acesta de primăvară. Într-adevăr. A fost, eu știu, baza de selecție mai mare. Într-adevăr, a fost și a contat și acest lucru. Ți-e mai ușor să găsești jucători buni în momentul când se întâmplă ce se întâmplă pe la echipe. Chiar ultimele doi care i-am adus, probabil dacă Câmpina, de exemplu, Honciu, care l-am adus de la Câmpina, nu renunța la o parte din jucători pentru că a renunțat, a reziliat contractele și atât Honciu cât și Ursu, care le-am adus de la Slobozia, de fapt el este jucătorul Universitatea Cluj, dar era împrumutat la Slobozia. Ne-a fost mai ușor tocmai din motivul acesta că au fost probleme la echipele respective. Desigur, un lucru nedorit. Da, din păcate pierde fotbalul românesc, o să fie un campionat de Liga a doua. Un pic mai ciudat să spunem, cu toate că suntem obișnuiți, ultimele sezoane au fost nenumărate probleme cu echipe care se retrag în jumătatea sezonului. Dar vom vorbi și de ședința care a avut loc la Federația Română de Fotbal, unde a participat și domnul Tălu Stancu, să ne spuneți ce noutăți, ce decizii s-au luat acolo. Într-adevăr, trebuie să se întâmple ceva vis-a-vis de viitorul fotbalului românesc. La inițiativa câtorva conducători de cluburi, ne-am întâlnit la București, din partea clubului nostru a fost domnul Stancu, și s-a discutat problemele stringente vis-a-vis de finanțarea sportului. Trebuie reglementate aceste legi, trasat... Deci am înțeles, sunt trei legi pe care puteți funcționa la momentul actual. Da, da, legea 215, legea 69, legea sporturilor și legea 350 privind finanțările nerambursabile. Ar trebui să cei care
Parlamentul în speță, guvernul, să emită o lege clară în care fiecare club, primărie, să poate finanța în termen legal, să nu mai existe, pentru că unii finanțează după anumite lege, unii după anumite lege, fiecare cum crede că e mai bine. Trebuie făcut ceva unitar și clar pentru fiecare primărie, pentru fiecare club, ca să poată finanța, că sunt oameni care vor să investească în sport, dar că nu, spun că nu găsesc cadrul legal. Sper că conducerea federației să rezolve acest lucru, trebuie să facă demersurile, să spunem, să stea pe capul lor și până să rezolve această problemă, pentru că este o problemă stringentă. Altă problemă vis-a-vis de sport ar fi o lege a fiscalității, pentru că este absurd, să zic așa, să plătești foarte mulți bani. Iei de la stat 10 lei și îi dai înapoi 8 lei. Deci, nu, în mare parte, nu se ajută sportul, pentru că legea fiscalității te obligă să dai 80% din suma respectivă înapoi la stat. Sunt probleme mari. Deci, beneficiază de 20% clubul respectiv din acea sumă. Pentru că la un salariu de 10 milioane, trebuie să dea 8 milioane la stat. Și ajutorul e aproape zero. De asta trebuie reglementate aceste lucruri, atât vis-a-vis de finanțare, cât și de fiscalitatea cluburilor sportive. Și probabil și o lege a sponsorizării în care să fie clar și, nu? Și sponsorii să știe ce este au de câștigat. Este clară și în momentul acesta, dar e foarte puțin. Pentru doar se pot da 20% din impozitul pe profit pot sponsoriza. Ceea ce e foarte puțin. Sunt puține firme cu profit și 20% din impozitul pe profit are o sumă mică. Oricum, fotbalul românesc trece într-o perioadă foarte, foarte dificilă. Știm cu toții ce probleme sunt și Liga 1, dar aminte, în Liga 2 s-au anunțat multe echipe care vor renunța. De exemplu, Târlungeni, o echipă frumoasă. Iată. Din ce știu, astăzi nu vor renunța nici ei. Au încheiat cu jucătorii cei mai importanți care aveau contracte mari, dar am înțeles că vor continua. Atât Câmpina cât și Târlungeni vor continua în Liga 2. Dar vă așteptați la Fortuna Câmpina anul trecut, a promovat, ocupă locul... Da, o echipă frumoasă, o echipă bună, nu mă așteptam, dar am înțeles că patronul are probleme de sănătate și nu, în momentul de față nu dorește să mai investească, să-l țină la un nivel de plutire așa și va vedea ce se va întâmpla în continuare. Dar, încă o dată, repet, trebuie luate măsuri radicale și vis-a-vis de organizarea competițiilor și de comisii și de mult discutat să facem o singură serie în Liga 2, ce ar fi benefică pentru toată lumea. La câte probleme sunt? Credeți că s-ar strânge, eu știu, 20 de echipe să nu se mai întâmple ce se întâmplă acum să se retragă? Eu zic că o singură serie. 18 echipe ar fi de ajuns în Liga 2. Cum sunt 14 în Liga 1, 18 în Liga 2 ar fi de ajuns. Și după aceea dai voie la Liga 3 și Liga 4 mai ales să se dezvolte toți cei care doresc să desfășoare activitate sportivă la nivel de masă. Să se regleze într-o oarecare măsură, eu știu... Valorile să se strângă la vârf, pentru că va fi benefic și fotbalului, va fi o concentrare de mare de valori, vor rămâne numai jucătorii cu adevărat profesioniști, pentru că sunt foarte mulți jucători pe piață, dar nivelul lor valoric este foarte scăzut. Și e posibil să scadă, mai ales că mi-a fi să întâmplă ce se întâmplă, joci la o echipă care se bate, eu știu, pentru primele locuri și în iarnă aplică, echipa nu va mai evolua. Așadar, rămân 11 echipe în seria da, 2. Din informațiile care le am astăzi, la ora aceasta, că și Târlungeni și Câmpina vor rămâne, totuși e un lucru benefic, pentru că, vă dați seama, jucăm sâmbătă cu Oltă, după aceea avem deplasare la Târlungeni. Trebuia să stăm din nou, aceea să joacă, venim Caransebe și uite așa, tot programul, ciclul acesta de pregătire cu... Și deci stau mai înainte cu forma de vârf a sportivilor, se ducea peste cap în momentul când el trebuia să joace, stătea și e foarte greu să găsești și echipe cu care să joci în acea perioadă. Și un meci amical și nimeni nu bagă piciorul, să spunem așa, fotbalistic, exact ca la un meci oficial.
Așadar, vom vedea, domnilor și domnilor, ce se va întâmpla în Liga Secundă. Sunt speranțe, așa cum spune și domnul președinte, să rămână cele 11 echipe, să se bată, eu știu, până la finalul campionatului. Probleme mari sunt în seria în întâi. Acolo, clar, se știe, Săgeata Nevodari nu va mai evolua în acest retur. Ce informații aveți, eu știu, Slobozia? Da, și Slobozia se pare că va tot cu copii, continua. Nu, și am înțeles că nu va continua și se va înscrie în Liga 3. Iar mi se pare, nu știu dacă este strict legal vis-a-vis de modul de desfășurare competițiilor, să te retragi și după aceea să te înscrii în Liga 3. Normal, dacă te retragi, să te duci în Liga 5. Da, se poate întâmpla orice, nu știu. Așteptam mai mult de la noua conducere a federației să se implice mai mult și să rezolve din problemele acute care sunt în fotbalul românesc. Da. Dacă vom merge tot așa, nu văd lucrurile bine. Da, e o oarecare tăcere acolo la Federația Română de Fotbal. Erau multe așteptări de la nou președinte, un președinte tânăr, Răzvan Buleanu. Să sperăm totuși că va rezolva ceva și spre binele fotbalului. Să sperăm. Din păcate vorbim numai așa la timpul acesta, la să sperăm acest cuvântul, da, care ne duce acum în ultima perioadă în ceea ce privește fotbalul românesc. Revenind un pic la ultima partidă oficială disputată sâmbătă, hotărâsereți la început să jucați la Albo, da? Ultima partidă amicală. Amicală, da. Scuze, da. Da, într-adevăr, am dorit, primul rând doream să jucăm la Mioveni, dar terenurile nu arată prea bine și era păcat să le stricăm. Acum voi reveni și asupra Miovenului, asupra modul în care ne vom desfășura meciurile oficiale. Ne doream să jucăm la Albota, știam că e un teren bun, acceptabil. Domnul primar, și mulțumesc, ne-a dat acceptul, dar cu o zi înainte de meci am mers, am văzut, era foarte multă apă pe teren și riscam nici să nu facem antrenamentul corespunzător și să stricăm și acel teren. Ne-am reorientat rapid, am căutat variante și am găsit terenul la Curtea de Argeș și un teren foarte bun, un teren construit pe strat de nisip, care s-a prezentat foarte bine. Da, și imagine și a fost un meci de pregătire reușit, atât ca și valoarea adversarului, cât și ca suprafață de joc. Mulțumesc și celor din Curtea de Argeș. Se pare că este terenul pe care l-a făcut Benone Lazar. Iată că bun a rămas. Benone a făcut lucruri bune și îmi pare rău de cantonamentul care îl are la Curtea de Argeș, că nu este pus în practică să-l valorifice, pentru că are o bază sportivă foarte bună acolo. Da, o investiție frumoasă. Cine știe, poate se vor veni echipele să se pregătească în zona Curtea de Argeș, pentru că e o zonă de pregătire, mai ales că sunt toate condițiile. Așadar, sâmbătă va începe balul, doamnelor și domnilor, Liga Secundă. CS Mioveni va întâlni acasă de la ora 11 pe FC Oltenia, o echipă care a întâlnit o altă echipă argeșeană sâmbătă într-o altă partidă de verificare pe FC Academica Argeș și a fost scorul 1-0 pentru echipa olteană. Ați avut, eu știu, trimis special la această partidă să vedeți? Normal că avem informații despre tot ce s-a întâmplat cu echipa din ultima perioadă, știm ce meciuri a avut, cum s-a pregătit chiar acolo la cheile grădești unde a fost, au plecat înaintea noastră. Din informațiile mele au un lot foarte bun, un lot foarte bun și însă remar lucrul ăsta și veți vedea, vom avea un meci foarte greu cu ei, drept dovadă iată că au învins și pe Academica, o echipă care a anunțat că Surle și trimite că își dorește să promoveze, are un lot numeros și valoric bun, zic eu, Academica, dar iată că a fost învinsă de FC Olt și asta denotă că Oltul este o echipă de luat în seamă. Dar am discutat și cu antrenorul, cunoaște echipa FC Olt, să sperăm că nu îl poate surprinde cu nimic, el să surprindă adversarul și sper ca sâmbătă să ne bucurăm cu toții de prima victorie din returul campionatului. N-au jucat sâmbătă Aiza și Ionuț Rada cu probleme medicale? Vor fi apți pentru sâmbătă? Nu au probleme medicale. După cum probabil știți, în urma renumitului meci de la Satu Mare în care am pierdut, cum am pierdut,
era normal să vociferăm și noi în timpul meciului și după terminarea meciului. Ei amândoi sunt suspendați, Aiza 4 etape, Rada 3 etape, iar Claudiu Niculescu 2 etape în urma acelui meci în care pur și simplu am fost furați de acei arbitri. Jucătorii au încercat să-și pună dreptate în timpul meciului, dar... E decizie definitivă și la recurs? Da, sau... da. Nu, se pare că a mult 4 etape totuși pentru niște proteste? El a scris în foaia de arbitraj că Aiza l-a scuipat, ceea ce Aiza spune că nu a făcut el acest lucru. Minim era 6 etape la asemenea gesturi. Am făcut recurs, ni s-a dat 4 etape și asta a fost cauza, atât Aiza cât și Rada sunt apți din punct de vedere medical, dar sunt suspendați pentru primele etape și e normal, antrenorul a introdus jucătorii pe care se va putea baza. Se va putea baza. Asta l-am și adus pe acest urs, în mijloca stânga, să acopere golul pe care îl va lăsa Aiza prin cele 4 etape de suspendare. Cum s-au integrat nou veniții la echipă? Bine, ne-a așteptat de bine. Sunt jucători buni și știți cum este în cadrul unui lot. Dacă arăți că știi fotbal, automat ești bine primit în cadrul lotului. Dacă nu, jucătorii mai vechi te simt că nu prea ai legătură cu fotbal și cu valoarea la care ei sunt în această echipă, automat intri greu în cadrul atmosferei lotului. Dar s-au integrat bine, nu au fost probleme. Și sper, cum am mai spus, să acești jucători să ajute echipa în retur. Să aducă plusul necesar prin venirea lor. Pietre mare, Aiza va sta pe bare atâtea etape, dar și Claudiu, care va urmări cele două partide, da. Primele două cu Oltu și cu Târlungeni, nu, cu partida de acasă. Cu Oltu și cu Târlungeni din tribună, da. Într-adevăr, Aiza, pierdere mare, a fost un jucător exponențial în prima parte a campionatului, a făcut meciuri bune și foarte bune. Sper ca Ursul sau altcineva, alt jucător, dacă va considera antrenorul că este util, să facă să nu simțim lipsa lui Aiza. V-ați uitat și la celelalte echipe cum s-au mișcat în această perioadă, atât pe jocurile amicale, dar și, nu știu, la transferuri. Suntem la 9 puncte de primul loc, acest Sepolu Timișoara, dar... E normal să ne intereseze și ce fac colegii noastre din serie. Multe din ele s-au întărit. Vezi cazul Timișoarei, cazul echipei din Satul Mare. Altele și-au menținut jucătorii, cum Reșița sau FC Olt. Va fi un retur disputat, va fi luptă pentru accederea în play-off, se bat câteva echipe pentru un loc. Sper să rămânem acolo sus, să urcăm în primele două locuri și vom vedea ce va ieși. Deocamdată ne jucăm cartea, va juca fiecare meci la victorie. Dar știți cum e în fotbal, toată lumea îți dorește, câștigă cine e mai bun. Claudiu Niculescu a declarat la un moment dat că încearcă imposibilul. Ce a vrut să spună? Încearcă chiar promovarea? Da. E normal ca fiecare antrenor și fiecare conducător să-și dorească să fie numărul 1. Imposibilul asta înseamnă să fie numărul 1. Imposibil între ghilimele. Da. Totul e posibil. Pentru că și 9 puncte nu sunt, să zic, o diferență extraordinară. Mai ales că urmează play-off-ul. Timișoara stă prima etapă. Noi vom juca, teoretic, rămân 6 puncte. După aceea urmează meciurile directe, se poate întâmpla orice. Și Reșița are șansa ei. Reșița își dorește foarte mult promovarea. Am înțeles că au intrat într-o parteneria și Consiliul Județean, pe lângă Consiliul Local, și au și un patron, deci vin din trei părți, trei surse de finanțare. Nu va fi așa ușor. Dar fiecare cu șansa lui. Chiar dacă, să spunem, Fortuna Câmpina a ieșit, cum se spune, din cărți,
Va fi o luptă de, acerbă acolo sus, la, pe lângă Timișoara, da, Săgeți, Reșița, Mioveniu, cine ar mai putea Fortuna să a ieșit din cărți, sunt cele trei, Timișoara, Reșița, Mioveniu și mai sunt încă trei echipe bune, pe care eu le consider spre foarte bune, apropiate valorii cu cele trei, vorba de Satu Mare, de Olt și de Vâlcea. Deci, nu mai punem la socoteală Pâncota și Caransebeș, care și ele s-au întărit în această perioadă. Își doresc să rămână și să prindă un loc în play-off. Deci va fi o luptă frumos. Chiar lupta asta pentru evitarea retrogradării, la urmă se știe câte vor retrograda? Încă da, nu... două echipe în care retrogradează, locul 11 automat și locul 10 va juca un baraj cu locul 10 din seria 1. Da, oricum se schimbă. Până la locul 9 vor rămâne în Liga 2. De la locul 9 vor retrograda. În Liga a 3-a. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, domnul președinte. Vreau să vorbim un pic de stadionul de la Mioveni. Da, într-adevăr, meciul cu Oltu se pare că va fi ultimul care îl vom disputa la Pitești. Am avut o discuție cu domnul Stancu, cu domnul Ionică și ne-a spus că terenul la Pitești va intra într-o perioadă de refacere, de refacerea gazonului și noi doream să ne mutăm la Mioveni. Dorința iubitorilor de sport din Mioveni este de a juca acasă la Mioveni și pentru noi e benefic. Echipa va avea o susținere, sperăm, mai bună a publicului și sunt sigur de acest lucru. Va fi un număr mult mai mare la Mioveni și va susține echipa. Și cu etapa a treia vom juca din nou la Mioveni. Deci acesta ar fi ultima partidă, da, la Pitești? Ultima partidă în această perioadă, până pe 14 martie, când va avea loc meciul cu FC Caransebeș și am solicitat federației să vină să omologheze terenul, să mai facem mici reparații la vestiare, chiar dacă nu sunt toate lucrările terminate vis-a-vis de acoperire tribune, ele se vor derula în timp, dar suprafața de joc, vestiarele și tribunele sunt în regulă. Da, iată o veste, domnilor și domnilor, premieră, Mioveniu se va muta din nou, va reveni acasă pe 14 martie. Va reveni acasă pe 14 martie, chiar lucrările la stadion, cum decurg, faceți o bază. A fost perioada aceasta de an în care nu s-a putut lucra, sper să înceapă din nou acum imediat apropiere, chiar de mâine se apucă și se vor derula lucrările la vestiare, vis-a-vis de igienizare, reparații. Plus, să sperăm că într-o perioadă scurtă se va acoperi și tribuna oficială. După care va urma, din câte știu și... Tribuna a doua plus tabela electronică. Vor fi condiții de Liga 1 acolo, prănuiți ceva? Deocamdată suntem în Liga 2 și să jucăm bine aici și vom vedea. Claudiu Niculescu, cum se simte la echipă? Am mai discutat, a avut multe propuneri, dar iată, un antrenor serios. Nu? Da, într-adevăr, am avut o discuție decisivă în decembrie, atunci când veneau ofertele peste el de Valma, atât la Dinamo cât și la Petrolul și... Am stat serios vis-a-vis de acest proiect, el a înțeles și iată că a rămas la Mioveni. Exact, așa a spus într-un interviu, am rămas și gata, nu mai vreau să mai discut ce a fost, a fost. Da, un antrenor serios. Vă felicit că l-ați adus și iată ați reușit să-l faceți să se simtă bine la Mioveni. Da, este un antrenor serios, un tânăr care știe ce are de făcut, îi place și va face performanță ca antrenor. Și probabil are și încredere în lotul pe care l-are la dispoziție pentru a face performanță. Are foarte mare încredere, însă are un lot bun, întotdeauna e loc și de mai bine. Da. În caz că nu veți promova în acest an, noi vă dorim să promovați. Vă veți întâlni cel mai probabil cu CFR Cluj în Liga Secundă. Nu s-a mai discutat nimic de acea partidă cu... S-a discutat atât noi cât și Federația și-au dat ok-ul pentru a desfășura rejucarea acestui meci. Cei de la CFR nici nu au vrut să audă. Dar iată, se pare că Dumnezeu sus a să facă puțină dreptate, pentru că, încă o dată repet, am pierdut acel meci nedrept. Chiar dacă și noi am făcut greșelile noastre, dar am pierdut nedrept. Tot ce s-a întâmplat și vis-a-vis de arbitraj și vis-a-vis de fair play-ul lor, pentru că meciul era 3-2, era minutul 87 și totul curgea în favoarea noastră. Păcat.
Domnul președinte, foarte scurt, așteptați suporteri sâmbătă la, pe stadionul Nicolae Dobrin? La prima da, e normal, așteptăm suporteri să vină, să vadă primul meci oficial și chiar ne dorim să vină număr cât mai mare, să încurajeze echipe în acest meci de la Pitești și mai ales să-i aștept la Mioveni, la, începând cu 14 martie, la revenirea echipei acasă. Domnul președinte, mulțumesc mult de prezență, mulțumesc, vă urez mult succes, să începeți cu dreptul returul de campionat. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu Antena 1, urmează Observatorul. Eu sunt Ionuț Manta, vă dau întâlnire lunea viitoare la aceeași oră. La revedere!